un spirit tineresc și evident rebel, cool și cu dorință de afirmare. Formația ROC. Yeah.
Thank you.
la un numără mă cu bătrâni.
la tema pentru acasă, ce constă în întrebări din filmul High School Musical. Invităm din nou în scenă perechile noastre. Acțiunea seriei a doua a filmului High School Musical.
fost corect.
momente, de aceea ea înțelege și simte adevărul cel mai profund. Acest adevăr îl îmbracă în forme ce scot cel mai bine în evidență imaginea realității pe care tânărul o creează în conștiința sa. Dă glas unei asemenea imagini personale, dar o să văzdru care va interpreta o melodie hip-hop în poziție proprie. Considerat o pământ nuclear, că pică-n tău. Ca să fiu putat de noi, dar nu văd de frau.
fericire exclude bătrânețea. Cine își păstrează capacitatea de a vedea frumosul, nu îmbătrânește. Și cu sunetul muzicii deschide ferestre spre tinerețea spiritului, să profităm. Îl chemăm în ajutor pe Talmaciu Cotrin, Eduard Buță și Marian Brâzoi. Thank you.
ne dovedească și faptul că inteligența le dă puterea zborului tineresc. Urmează proba surpriză! Yeah.
găsești. Că chiu 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 ești.
picior în rai.
poezia este oglinda sufletului ce exprimă în lumea exterioară sensibilitatea și sporul senin al gândurilor. Când poeziei se adaugă o linie melodică și un chip frumos, e cucerește garantat. Aplauze pentru Robert Moisei!
cred că a fost vreodată, știi că știu, nu ai fost perfecțiune preocupată. Și am păcate, n-am putut să ne spun, pe tine te voiam, o sfântă ce bun. Nu, niciunul dintre noi n-a fost un sfânt și toate astea au un cost. Și tu și eu avem greșit nenumărate lupte, pierdute și uitate. Și de-aia să simți că vrei să pleci departe, să-ți amintești ce ți-am spus în prima noapte. Pentru all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Pretty high with the price.
for the fire, just to get close to you. Mama,
ce nu poți să dea încățișarea pe care ți-o dorești, măcar pe dinăuntru ar trebui să fie așa cum trebuie. Ocii noștri au devenit, însă, din plin, că acest spectacol a fost deosebit datorită frumuseții lor atât exterioare, cât și interioare. Și cum de multe ori nu succesul merită recompense, ci efortul depus pentru cucerirea succesului, să invităm pentru ultima oară în scenă pe tinerii protagoniști ai acestei serii minunate și să le aplaudăm atât frumusețea și pasiunea cu care s-au pregătit să vă ofere ce au ei. Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, absolvenții liceului muzical! Thank you.
Bună seara! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în sală. Vreau să vă spun că e prima dată în viața mea când sunt președinte. Nu m-a anunțat nimeni, pentru că toată lumea e obișnuită să fiu vicepreședinte. Vreau să le mulțumesc bobocilor, în primul rând, pentru efortul depus. Vreau să mulțumesc organizatorilor. Să nu uităm să mulțumim conducerii școlii, care a fost alături de noi. Mulțumim și Casei de Cultură că ne-a primit așa mai mulți un pic. Mulțumim Inspectoratului pentru situații de urgență. Mulțumim, avem pe Facebook pentru toată lumea. Vreau să vă spun că, în calitate de președinte, a fost foarte greu să luăm o decizie. Până la urmă, s-a hotărât un clasament. Vreau să vă spun că toți de pe scenă am venit pe locul întâi. Dacă cineva vrea locul 2, renunț la locul 2, îl dau acum. Era cineva locul 2? Cred că m-au pus președinte și pentru faptul că, fiind de religie, să asigură oarecare moralitate a concursului. Știți că au mai fost două licee înainte care s-au creat niște discuții, că s-au dat bani, că n-a luat cine trebuie. Vă spun clar, n-am luat niciun ban. Dacă a luat cineva, să-mi dea și mie. Da? O să începem totuși festivitatea de premiere cu cele patru premii de participare. Sunt cele mai triste dintre toate, dar într-un concurs există învingători și înviși. Primul premiu de participare la băieți. Se numește Damian Tudor. Pentru participare se numește Alexandru Pascal. Prima domnișoară care participă și câștigă doar asta. Albu Ana Maria. Iulia Gafiței. Cel mai râvnit premiu dintre toate, bănuiesc, nu sunt sigur, este cel de popularitate, pentru că reprezintă opinia dumneavoastră. La băieți, domnul Raul Calaver. Primește o domnișoară foarte înaltă. Domnișoara Denisa Lucache. La categoria eleganță. Nu
nu știu exact ce înseamnă eleganță la băieți, dar domnul Lupu Gabriel primește eleganță. Aceeași categorie de data asta, fete, Alexandra Toderică. Casian Rusu. Locul 3 la fete, domnișoara Cătălina Ungureanu. Alin Hrițcu. Dați-i și eu, buchet de flori, ceva. N-avem nici aia, nici nimic. Bravo, Alin! S-a spus să iei locul 2 de la început. Așteptăm. Locul 2 la categoria Miss. O domnișoară foarte frumoasă, ca toate celelalte de altfel. Andreea. Se numește Amalia Postănache. Câștigătorii, să știu, domnul Turculeț Eduard și domnișoara Andreea Gârjan. Felicitări! Rămâneți în sală, vă rugăm frumos!